Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi urmează primul tratament la salată. Dar mai întâi de toate, nu uitați să lăsați un like. Pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale ținem să vă mulțumim foarte mult. Iar dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Salutare! Astăzi vom face un tratament pe bază de acizi humici și fulvici. Și foarte mulți dintre dumneavoastră am văzut că nu știți despre acești acizi. O să vă arăt și salata puțin. Să strâng eu trepiedul. Și o să vă spunem și despre acești acizi. Ia să vă arătăm și salata. Substanțele humice, vreau să vă spun, sunt compuși organici, care sunt componente importante ale humusului și cea mai mare parte organică a solului, a turbei și a cărbunelui. Ia uitați. A început să se ia de pământ salata. La noi a fost numai nor, ploaie în ultimele zile. Așa că acum a mai fost soare, a mai fost tot la fel nor și am zis să facem și primul tratament pentru a ajuta salata să se dezvolte normal. Ia uitați, se văd și granulele de Iron Max care le-am pus pentru melci. După cum observați, nu sunt atacate de melci. Ați văzut când am plantat salata, era puțin alungită din cauza luminii, dar bine, în această perioadă nu este chiar o mare problemă așa, pentru că este răcoare. Dacă era în perioada de vară, ar fi fost o problemă pentru că se pălea, se ofilea ca să fie alungită. Dar s-a alungit din cauza că nu a avut lumină suficientă, a fost mai mult nor. Na, cu natura nu te poți spune ce să facem. Nu avem instalație de neoane pentru a suplimenta lumina în zilele noroase. Facem și noi cum putem, ca să zic așa. Eu știu ce ar fi trebuit, na, dar astea sunt condițiile. Acum ea s-a prins și vom face primul tratament. Iar pe parcursul acestui material vă voi da mai multe informații despre acizii humici și fulvici și cum acționează ei. Hai să merg să pregătesc soluția pentru aplicare și o să vă spun și dozele care se aplică la 10 litri. Pentru acest prim tratament vom folosi la salată NutriGreen Top. Îl găsiți la 10 litri, diferite cantități, sau la 1 litru. Acesta este foarte bun pentru ceapă, salată și varză. Și pentru aplicarea foliară va trebui să folosim 300 de ml la 10 litri de apă. Am pus 10 litri de apă în pompă și acum voi pune 300 de ml. Acest produs îl puteți aplica și prin fertigare, deci prin sistemul de picurare, și se folosește 200 de ml la 10 litri de apă. Deci când faceți compoziția în bazinul de fertigare. Ia uitați ce culoare are. O să vă spunem mai multe detalii pe acest videoclip și despre ceea ce conține acest produs. Se poate aplica la toate culturile ecologice. Prin formularea sa asigură plantelor o creștere și dezvoltare sănătoasă, stimulează procesul de înflorire, previne creșterea, dezvoltarea rădăcinii și aparatul foliar, și asigură plantelor toți nutrienții necesari obținerii
unei producții ridicate și de o foarte bună calitate. Numai să încercați acest produs să vedeți rezultatele pe care le obțineți cu acest produs. Să-mi iau vesta pe mine ca să nu iau pompa direct pe spatele gol. Și vin să te ajut să spui ghiozdănelul. Da. Opa. Aici. Dai puțin să-ți dau și stiloul, că na, fără stilou nu se poate la școală. Gata, drag. Cât eu voi aplica NutriGreen, o să vă spună Cori mai multe despre acest produs, iar în descrierea acestui videoclip vom lăsa și un link de unde puteți comanda acest produs. Chiar merită încercat, o să fiți uimiți de rezultatele pe care le obțineți cu acest produs. Bun, păi am să vă spun despre acest produs, că va asigura toți nutrienții necesari plantelor pentru o bună dezvoltare, dar asigură și o sursă de energie microorganismelor ce se găsesc în sol, iar acestea hrănindu-se cu microparticule de carbon organic. Deci, îmbunătăți și calitatea solului, ajutând dezvoltarea microorganismelor. Când am mai folosit produse care conțin acizi humi și acizi fulvici, am primit unele comentarii, citez, băgați toate prostiile și ne mirăm de ce ne îmbolnăvim. Ei bine, astăzi vreau să detaliez ce sunt acești acizi pentru a înțelege mai bine. Acidul humic este un dar minunat al naturii, se folosește și în suplimentele alimentare umane. Substanțele humice sunt produse în mii de ani de procese de degradare a biomasei de origine vegetală, în timpul humificării plantelor. Familia humicelor include acizi humici biologic activi și foarte valoroși și acizi fulvici care conțin cel puțin 70 de tipuri de minerale pe cont propriu și toate acestea sunt o formă absorbabilă biodisponibilă. Aceste macromolecule organice cu lanț molecular lung, cu proprietăți specifice, pot fi extrase din turbă de vegetație omogenă de vârstă carbonică. Una dintre cele mai bune și cele mai curate depozite de materiale humice din lume este situată în Ungaria. Substanța activă din familia de suplimente alimentare numită ahumicin sunt extrase din acest fel de turbă cu proprietăți excelente. Acest câmp de turbă de 10.000 de ani este unic în lume și este situat într-un mediu vulcanic sub suprafața Pământului. Așadar, este incredibil de curat, fără contaminări de suprafață, tipice câmpurilor de turbă și are un nivel foarte ridicat de acid humic. Acidul humic este extras din turbă folosind o tehnologie blândă de extracție a medicamentelor, iar capsulele de humicin sunt fabricate prin folosirea unei noi tehnologii de fabricație brevetată. Mai multe detalii despre acești acizi am să vă dau și eu pe canalul meu Tobre Medii Naturiste, unde am să dezbat mai pe larg acest subiect. Revenind la acești acizi și la principala diferență între acidul humic și fulvic, este că acidul humic este o moleculă mare, în timp ce acidul fulvic este o moleculă relativ mică. Mai mult, acidul humic nu este absorbit de plante, în timp ce acidul fulvic este absorbit de plante și transportă nutrienți către plantă. Deci, acizii humici se ocupă mai mult de solul dumneavoastră și ajută microorganismele din sol, iar acidul fulvic va hrăni plantele, iar când acești doi acizi lucrează simultan, ajutând și solul și planta, rezultatele sunt pe măsură și de o calitate net superioară. Produsul NutriGreen Top de la semplus.ro, prin formularea sa, asigură plantelor o creștere și o dezvoltare sănătoasă, stimulează procesul de înflorire prevenind carențele, dezvoltă rădăcină și aparatul foliar și asigură plantelor toți nutrienții necesari obținerii unei producții ridicate și a unor fructe mari și de o calitate superioară. Acest proces ajută și influențează benefic în mod direct creșterea și dezvoltarea sistemului radicular al plantelor, rapiditatea cu care plantele vor putea dezvolta foliaj și procesul de fotosinteză.
Acizii fulvici și humici din compoziția produsului sunt extrem de importanți în creșterea și dezvoltarea plantelor, însă carbonul organic joacă un rol extrem de important în repopularea sau întreținerea activității microorganismelor benefice din sol. Acesta este implicat direct în fixarea carbonului la nivelul solului prin asigurarea unei surse active de energie pentru microorganisme. De asemenea, carbonul organic este responsabil pentru formarea humusului. În descrierea acestui videoclip vă lăsăm și un link de unde puteți comanda acest produs miraculos. Toate tratamentele ce le prezentăm pe acest canal au fost testate și folosite de noi și vă pot spune că produsele obținute sunt mult mai calitative din toate punctele de vedere. Așa că nu uitați, vă aștept și pe canalul meu Top Remedii Naturiste, unde voi dezbate și beneficiile pe care le aduce acești acizi și în suplimentele alimentare umane. Gata, am terminat și eu de aplicat produsul NutriGreen Top. În descriere veți găsi și un link către acest produs, de unde puteți da comandă. Bun, păi vă mulțumim frumos pentru vizionare, cam acesta a fost materialul nostru pentru ziua de astăzi. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați și să activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Nu uitați și de un like de asemenea dacă v-a plăcut acest video. Iar până la un nou material, noi vă dorim o zi bună, multă sănătate și recolte bogate! Ciao, ciao! La revedere!